Ieri, la ora 18, echipa de fotbal All Boys Rădăuți au sărbătorit 35 de ani de activitate în sala de sport a Școlii Generale numărul 5 Bogdan Vodă. Avem această bucurie astăzi să ne întâlnim la 35-a aniversarii de când am pornit la drum All Boys. Fotbal de marți a fost la ora 5, dar în anumite condiții a făcut și la ora 18. Ne bucurăm din suflet că alături de noi au venit cei mai vrednici, mai vaznici luptători fotbaliști, nu numai din Old Boys, dar care au jucat și în Divizia B, au jucat și cu Steaua, au jucat și la și în A, au jucat și la Gălănești. Să întâlnesc aici cei mai veritabili fotbaliști. Unii ne-au părăsit între timp, păcat de ei, începând cu domnul Storoș, Dumnezeu să-l ierte, iar ultimul a fost profesorul Ionese Gheorghe. Pentru cei care suntem aici, un minut de reculegere pentru cei care au plecat dintre noi. Mulțumim! Am privilegiul de a fi gazdă la această aniversare de 35 de ani a echipei de All Boys Fotbal din orașul Rădăuți. Ce aș putea să vă spun? N-am eu vârsta asta ca să pot să stabiliți că o 35 aniversare având numai 30 de ani. Sper ca la 35 de ani de acum încolo să pot și eu să sărbătoresc alături de dumneavoastră, cel puțin cel tău dacă nu din copiii dumneavoastră, în aceeași formație, vioi, plin de viață, plin de mișcare, iar oricând sunt bineveniți alături de noi și alții doritori de mișcare. Cum a spus și domnul profesor, victorii, dar să păstrăm și sloganul acestei școli și acestei întâlniri, care a fost tot timpul fair play-ul. Înțelegere, respect reciproc și parteneriat. Încearcă o emoție puternică, pentru că acum 35 de ani, eu aveam 30 de ani, când a început această activitate. Alături de noi au fost foarte mulți și tineri și cei mai în vârstă. Din păcate, care mai sunt astăzi nou venit la această întrunire, vreau să-mi fac autocritică și eu cam rar am participat la aceste întâlniri, dar asta nu înseamnă că astăzi va fi o întâlnire numai cu prezența mea fizică. Sper să mă mai angajez la activitatea noastră și să dăm un exemplu tinerei generații. Văd aici un tânăr alături de noi, ceea ce ar trebui să vadă mulți tineri, că astăzi sportul este cam neglijat și a devenit așa ca o, nu spun de fotbal în general, nu mai este un spectacol și vedem altceva. Noi întotdeauna am demonstrat și vom demonstra că fotbalul este un sport, o întrecere frumoasă, un spectacol care ar trebui să fie și pe stadion. Când am intrat acum 15 ani în echipa asta, eram un tip calm, politicos, niciodată nu mă enervam. Vreau să vă spun că m-am transformat. Cel mai rău de gură, totdeauna sar cu gura, totdeauna fac reproșuri. Recunosc cu fair play, asta este formula noastră. Aș dori ca toți tinerii, copiii și tinerii din orașul Rădăuți să facă sport și să vină să umple stadionul din orașul Rădăuți, care s-ar putea că să înceapă o activitate sportivă în orașul Rădăuți cu activitatea noastră, ca să demonstrăm că la vârsta noastră noi încă mai putem face sport. Și chemăm pe toți care sunt aproape de noi să vină la sport.